Deși este interzisă oferirea de atenții pentru voturi, nu toți candidații țin cont de asta. În cadrul unei festivități de premiere pentru copii, un candidat la primăria sectorului 2 ar fi împărțit pachete cu alimente. Acum riscă să fie anchetat după ce un contracandidat a amenințat că va depune plângere penală. În cadrul unui eveniment organizat de primăria sectorului 2, copiii au primit drept cadou pachete cu jucării și alimente. La eveniment a fost prezent și primarul interimar, candidat la primăria sectorului 2, Mihai Toader. Pungile cu alimente ar fi fost oferite pentru a atrage voturi în favoarea candidatului Mihai Toader, după cum arată imaginile surprinse de un participant. Câte voturi aveți acasă? Unu. Uitați, pentru el de la mine. Să-l votăm. De altfel, la intrarea în sală au fost răspândite pliante care îl promovau pe Mihai Toader. Acest fapt a atras atenția contracandidatului său, Dan Cristian Popescu, care susține că primăria organizează în mod frecvent astfel de evenimente culturale. Potrivit acestuia, Mihai Toader folosește abuziv funcția de primar interimar al sectorului 2 pentru a-și face campanie electorală. Dan Cristian Popescu urmează să depună o plângere penală la parchet pe numele candidatului PSD Mihai Mugur Toader, sub acuzațiile de deturnare de fonduri și mită electorală.